Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a Dimineților cu Plus. În gazda dumneavoastră, Otilia Parascan, și vă urez bun venit! Astăzi este o zi încărcată în revista presei, avem foarte multe informații. Avem, de exemplu, informații despre un incendiu care a distrus 3 case din Sucevița. Avem informații de la Ioan Stan, care a venit cu o declarație politică, la fel ca și cu deputatul Ioan Balan. Avem informații despre zilele Sucevei, dacă se vor organiza sau nu în decursul acestui an. Dar toate aceste informații vi le vom spune pe parcursul acestei ediții. Începem ca de obicei cu datele meteo. Soarele a răsărit la ora 5:40 și va pune în jurul orei 20:44. Momentan, termometrul arată 9 grade Celsius în municipiul Suceava, dar se resimte ca și cum afară ar fi 6 grade. Astăzi cerul va fi senin. Vântul bate cu 19 km/h din direcția sud-sud-est. Presiunea atmosferică este de 752 mm coloană de mercur. Umiditatea este un pic mai scăscută față de ieri, de 81%. Maxima zilei va fi de 29 de grade, iar minima de 17 grade Celsius. Până la informațiile pe care vi le menționam, continuăm cu principalele titluri ale acestei ediții. Din monitorul de Suceava, pagina 4, subprefectul Daniel Prorociuc promovează acțiunile de voluntariat. Subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, a participat miercuri la invitația Secretariatului General al Guvernului la videoconferință promotorii voluntariatului organizată cu ocazia Săptămânii Voluntariatului, eveniment ajuns anul acesta la ediția a 12-a. Din cotidianul independent Crainou, după suspendarea comerțului cu păsări vii, consecințe dramatice pentru fermele de incubație. O fermă de incubație din Suceava sacrifică zilnic 80.000 de pui de o zi. O fermă de incubație din Suceava specializată în livrarea de pui de o zi este nevoită să sacrifice zilnic 80.000 de pui ca urmare a deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care a suspendat pentru o lună comerțul ambulant cu păsări vii. Această suspendare a venit din cauza apariției unui focar de gripă aviară în Mureș. Din ziarul Obiectiv, primul maraton de vaccinare anticovid-19 din Suceava are loc în weekend la liceul Ștefan cel Mare. Primarul Sucevei Ion Lungu face apel la cetățeni să se vaccineze în continuare. Maratonul de la Ștefan va începe vineri dimineață de la ora 8 și va continua până duminică la ora 20, inclusiv pe parcursul nopților de vineri și sâmbătă. La un supermarket, sucevenii se pot vaccina de acum încolo și cu serul produs de Johnson & Johnson, avantajul fiind acela că nu este necesar rapelul. Întreg articolul în pagina 5 din ziarul Obiectiv. Noi vom continua cu alte știri, de exemplu cu cea care v-am menționat adineau, despre zilele Sucevei. Vești îmbucurătoare, acestea se vor organiza în anul 2021, dar cu o condiție. Cei care vor participa trebuie să prezinte o adeverință de vaccinare. Aceasta ar fi propunerea primarului Ion Lungu. Vă voi citi un mic fragment din articolul semnat Dana Humoreanu din monitorul de Suceva, pagina 3. Acces exclusiv pentru cei vaccinați anticovid la evenimentele organizate la zilele Sucevei. Primarul de Suceava Ion Lungu a anunțat miercuri că la evenimentele care vor fi organizate pentru a sărbători zilele Suceve pe 24 iunie vor avea acces doar persoanele care prezintă un certificat de vaccinare împotriva COVID-19. Lungu a afirmat că manifestările vor fi cele tradiționale organizate de municipalitate cu acest prilej, dar în acest an sunt doar pentru vaccinați, iar spațiile în care se vor desfășura evenimentele vor fi îngrădite și supravegheate de polițiștii locali. Întrebat dacă vor putea participa și persoanele care dovedesc faptul că au trecut prin boală sau au un test PCR real-time negativ sau antigen negativ, primarul a răspuns că nu. Prin urmare, accesul va fi exclusiv pentru cei vaccinați. Această decizie cred că rămâne la latitudinea fiecăruia să decidă dacă este corectă sau nu, sau dacă se face discriminare sau nu. Ideea este că până atunci mai este un pic de timp și putem să vedem dacă vor apărea ceva modificări în această decizie. Deputatul Ioan Balan cere guvernului să simplifice și să debirocratizeze procesele de accesare a fondurilor europene. Este o știre tot din pagina 3 monitorul de Suceava. Ioan Balan este de părere că se impune o evaluare riguroasă a legislației cu incidența asupra proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Acesta spune că în ultimii ani s-au mai
adus ajustări punctuale atât legislației privind utilizarea fondurilor externe, cât și la legislației privind achizițiile publice. Însă, chiar și așa, în foarte multe situații, legislația națională, în loc să ajute, dimpotrivă, a împiedicat succesul proiectelor finanțate din bani europeni. Un mic fragmentel din ceea ce a declarat acesta. Pachetul mare de finanțare obținut în anul 2020 prin eforturi diplomatice importante de către președintele României și guvernul PNL trebuie să conducă la o dezvoltare echilibrată a întregii țări. Românii, indiferent în ce parte a țării locuiesc, au dreptul la condiții similare de viață. Cu toții știm că la București standardul de viață se apropie de cel european, în timp ce în Moldova sau Oltenia aderarea noastră la Uniunea Europeană nu s-a resimțit pe deplin, este doar un singur fragmentel din ceea ce a declarat deputatul Ioan Balan. Și Ioan Stan este de părere că PNL și USR Plus și UDMR vor să ascundă în continuare adevărul legat de decesele COVID. Liderul PSD de Suceava, Ioan Stan, consideră că actualele partide de guvernământ PNL, USR Plus și UDMR vor să ascundă în continuare față de români adevărul legat de decesele COVID din perioada pandemiei. Ioan Stan a spus că acest lucru a fost demonstrat marți când PNL, USR Plus și UDMR au blocat înființarea Comisiei Parlamentare, arătând țării că promisiunea transparenței totale a fost doar o minciună. Citeți un mic fragmentel din ceea ce a declarat Ioan Stan. Ce vor să nu se afle? De ce parlamentare puterii refuză o cercetare transparentă a datelor despre pandemie? Ce legalități protejează? Nu cumva se tem că grozăviile care ar putea ieși la iveală îi vor face pe români să-i alunge cu pietrele de la guvernale? Ar putea fi un nou scandal de tip Unifarm? A întrebat Ioan Stan. În continuare am să vă citesc și câteva date din pandemie, pentru că acestea apar ca de obicei în fiecare zi, în jurul orei 13, sunt informații transmise de Comitetul de Coordonare Strategică. De exemplu, ieri am aflat că la nivel național s-au înregistrat 930 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, în județul Suceava s-au confirmat 27 de cazuri, ridicând la peste 24.000 numărul total de suceveni infectați. La nivel național s-au înregistrat 98 de decese din cauza virusului SARS-CoV-2 și sunt internați la momentul respective comunicări 874 de bolnavi la ATI. În spitalele din județ rămân internați 112 pacienți cu COVID-19, 36 dintre aceștia au forme grave sau severe ale bolii. Peste 70.000 de suceveni s-au vaccinat împotriva COVID-19. Până marți în județ au fost utilizate peste 127.000 de doze de vaccin. Și rata de infectare în județ este de 0,28 per mii de locuitori. Aceste informații se regăsesc și în celelalte cotidiene, de exemplu se regăsesc și în monitorul de Suceava. În monitorul de Suceava, de exemplu, referitor la rata de infectare, vedeți foarte bine aici, este făcut o reprezentare pe culori. Majoritatea unităților administrative teritoriale sunt pe verde, singurele care sunt în galben este vorba de comuna Panaci cu rată de infectare de 2,24 per mie de locuitori și Șarul Dornei cu 1,67 per mie de locuitori. Pot să vă spun și la nivelul județului Suceava, rata de infectare este de 0,31 per mie de locuitori. Și vești foarte bune de la Teatrul Municipal Matei Vișnec, vor începe zilele, să zicem, teatrului. Teatrul și comunitatea este tema acestei ediții. Biletele vor fi puse la vânzare online și pe o platformă sau puteți să le achiziționați la caseria teatrului. Vine și o premieră de Pisici 2 pe 15 mai la ora 19. Vor fi 8 zile de teatru și de artă. Organizatorul a spus că în programul festivalului din acest an se regăsește și o editură care va prezenta mai multe cărți, vor fi și lansări de cărți, vor fi, bineînțeles, prezenți acolo și mulți parteneri, vor fi și spectacole pentru copii și pentru adulți, deci va fi acolo foarte... Vor fi foarte multe evenimente și, cum spunea ieri chiar și directorul, va posibil să fie chiar un pas spre normalitate. Întreg articolul și programul îl regăsiți în pagina 8, monitorul de Suceava. Și medicii de familie, încă 4 comune din Fălticeni și Dorhasca vor vaccina cu Johnson & Johnson, acea monodoză care se acordă. Echipa mobilă de vaccinare anticovid va fi astăzi la Dolhești, Vulturești și Verești. Pe 13 mai este vorba.
vor vaccina acolo la mai multe firme și în cursul zilei de miercuri această echipă a fost la Rădăuți, unde a vaccinat angajații de la alte firme. Despre ce este vorba și despre unde s-a vaccinat în pagina 9, monitorul de Suceava. Și Foresta Suceava în centrul unui scandal de corupție gen valiza. La meciul de Liga 2 din 2017, mai mulți jucători suceveni urmeau să primească suma de 70.000 de lei din partea oficialilor de la UTA pentru a-i încurca pe cei de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Foresta Suceava este în centrul unui nou scandal legat de dare de mită și similar celebrul valiza, care s-a lăsat cu condamnări ale unor nume grele din fotbalul românesc. La mijloc este partida din 2017 pe care suceveni au disputat-ul pe teren propriu din în compania celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Oficialii clubului UTA Arad au venit cu valiza de bani la Suceava pentru a-i stimula pe o parte dintre fotbaliștii antrenați la acea vreme de Bogdan Tudoranu. Foresterii nu au izbutit să le pună piedică celor de la Sfântul Gheorghe, care au câștigat cu scorul de 4-2. Întreg articolul în pagina 6, monitorul de Suceava. Și un incendiu extrem de violent a avut loc de fapt ieri la Sucevița. Acesta s-a extins la 3 case într-o zonă cu case apropiate una de alta. Acestea erau foarte lipite, erau apropiate și din cauza vântului focul s-a extins foarte repede. Focul și flăcările s-au manifestat pe suprafață foarte mare la construcții dintre gospodării. Dezvoltarea și propagarea incendiului a fost favorizată de vântul puternic și de cantitatea mare de material lemnos. Pompierii au reușit să localizeze incendiul la nivelul celor trei gospodării, la un moment dat fiind risc de extindere și mai mare. Din fericire, nu au fost victime, dar pompierii au intervenit cu 9 autospeciale de stingere. Și tot de pe pagina 2, Finanțele Suceava au amintit că declarația unică trebuie depusă până pe 25 mai. Președintele Curții de Apel Suceava s-a raliat colegilor care denunță presiunile Ministrului Justiției. Judecătorul Cristinel Grosu spune că această scrisoare deschisă este un semn de alarmă la adresa celor care îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Un urs de 400 de kilograme, în ghilimelele de rigoare, tun la Pojorâta pe drumul european 58, este o altă știre din monitorul de Suceava. Un urs de aproximativ 400 de kilograme a devenit o adevărată sperietoare la Pojorâta marți seara înainte de miezul nopții. Animalul a fost observat în timp ce traversa drumul european 58, care leagă Moldova de Ardeal. Alarma a fost dată de un șofer care circula în zonă și care a sunat la 112. Polițiștii au venit la fața locului și au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospeciale și într-un final a reușit să alunge sălbăticiunea în pădure. În plus, s-au luat legătura cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, care au emis un mesaj ro alert pe raza comunei Pojorâta, prin care a avertizat populația cu privire la pericolul respectiv. Este același urs care acum 2 săptămâni a mâncat 5 viței care aparțineau unui crescător de animale din Pojorâta. Paguba în acest caz se ridică la circa 10.000 de lei. Reprezentanții Direcției Civice Suceava spun că au luat legătura cu autoritățile centrale și au cerut o derogare pentru ca animalul să poată fi împușcat înainte de a provoca și alte pagube. Și 140 de elevi de la Colegiul Militar Ștefan cel Mare au optat pentru vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2. Aceștia sunt din câmpul moldovenesc. Ce i-a motivat? Ei spun că dorința de a reveni cât mai repede la normalitatea de dinainte de pandemie, adolescenții care îmbracă uniforma militară au ales să se gândească la un viitor mai bun, cu speranța că gestul lor va fi urmat de cât mai mulți tineri. Și marginea și Sfântul Ilie în topul vaccinărilor în mediul rural în județul Suceava. Deschiderea mai multor centre de vaccinare în județul Suceava, inclusiv în mediul rural, a dus în mod firesc la creșterea numărului de persoane vaccinate. Datele comunicate de Direcția de Sănătate Publică Suceava arată că în ziua de
11 mai. În zona rurală, cele mai multe vaccinări s-au realizat la marginea 258. La Sfântul Ilie, Șcheia s-a vaccinat 120 de persoane, în timp ce în orașele mai noi, care au centre de vaccinare, s-au vaccinat 35 de persoane la Broșteni, 32 de persoane la Sarcea, 84 de persoane la Dolhasca. În cabinetele medicilor de familie s-a vaccinat cu Sir Johnson & Johnson 15 persoane în ziua de 11 mai. În orașe se menționează în top centrul de la școala gimnazială Miron Costin Suceava cu 294 de persoane vaccinate. Și hotărârea de Consiliul Local prin care abonații care criticau serviciul de apă erau debranșați, declarată ilegală, Prefectura Suceava solicita revocarea hotărârii scandaloase adoptate de consilierii locali dintr-o comună din județul Suceava. Și un bărbat are interdicție de a se apropia de fiica sa de 15 ani, care susține că a fost bătută. Au început înscrierile pentru Festivalul Național Concurs Regina Sânzienilor, ediția a 7-a. Și o femeie s-a închis în pod de frica soțului și a coborât doar la sosirea polițiștilor. Este vorba de o femeie din Dolhasca care a sunat la 112 în toiul nopții, întreg articolul în pagina 5. Și suceveanul Zvan Gavriloaia, campion național cu Dinamo București la 37 de ani, suceveanul Zvan Gavriloaia s-a încununat campion național cu echipa de handbal masculin a clubului Dinamo București. Este al treilea titlu din palmaresul său, la care se mai adaugă cel din ediția trecută de campionat, când Federația Română de Handbal nu a decernat titlul de campioană. Zvan Gavriloaia a mai cucerit o Cupa României și 3 supercupe, toate în tricoul lui Dinamo București. Pentru suceveanul echipei campioane a României, competițiile nu s-au încheiat. Dinamo București participă în Cupa României, pe care speră să o câștige din nou. Și întreg articolul găsiți în pagina 7. Și să vedem pe ultima pagină din monitorul de Suceava ce informații au mai apărut. De exemplu, despre incendiul de la ferma din Bosanci, a pornit de la un balon de paie din exterior, aprins de o țigară. Ancheta polițiștilor și a pompierilor cu privire la incendiul izbucnit marți după amiază la o fermă de animale din Bosanci, incendiul în care au pierit arse de vii, 6 vaci și 26 de viței, arată că focul a izbucnit de la un balon de paie aflat în exterior, lângă Saivan. Imaginile de la camerele video au indicat că incendiul a izbucnit de lângă o remorcă cu paie, iar focul a pornit această întreagă nenorocire. Noi avem pregătit pentru dumneavoastră o știre care vă prezintă cum a sărbătorit un veteran de război frumoasa vârstă de 100 de ani alături de primarul comunei din Fărăști, Avrămia, Brăduța Avrămia, și alături de domnul Miga, președintele Asociațiilor Veteranelor de Război. Acesta a fost și prins în Crimea, a fost acolo, a stat un pic prizonier. Vă vom afla desă întreaga informație despre viața lui, de cum a sărbătorit, ce a primit în dar de la cei care au fost prezenți acolo, în clipele care urmează. Ciprian, te rog, insertul. Divizie, înainte, marș! Județul Suceava trăiește Moș Constantin Mărceh, mai exact în satul Roșior, comuna Fărăști. Acesta a fost incorporat în februarie 1944 în cadrul regimentului întâi în Ferată Iași, fiind prinsă la vatră în luna august aceluiași ani. Nenorocirea a făcut ca pe 23 august 1944, în timp ce se afla în grădina casei sale, să fie văzut de o unitate rusească ce tranzita zona, fiind luat prizonier, chiar dacă la acel moment România devenise aliat al Uniunii Sovietice. După un an și două luni de chinuri suferite în timpul detenției din Crimea, a fost eliberat și s-a întors acasă. Primarul comunei, Brăduța Vămânia, și colonelul în retragere, Nicolae Miga, președinte al Asociației Naționale Veteranilor de Război, filiala Suceava, a făcut o vizită sărbătoritului la domiciliu, cu ocazia împlinirii a frumoase vârste de 100 de ani. Uite, noi astăzi cu
această zi, 11-a 5-a, legat de 11-a 5-a 2021, mă tare face o frumoasă vârstă de 100 de ani. Noi, primăria, împreună cu Asociația Veteranilor de Război, îți dorim multă sănătate, în primul rând. Sănătate și la cei care au avut și o să aibă grijă de matale cu care ai conviețuit. Primește această plachetă de aur, vârsta de aur la 100 de ani. Și încă o dată multă sănătate și cu acest buchet de flori, 101 flori. Sănătate, toate cele bune. Și în 20 de ani de primărie vă dau ocazia unică să aniversez 3 cetățeni cu 100 de ani. În 2000 erau 77 de veterani în război, astăzi vorbim 21 mai, mai sunt 7. Un cetățean a făcut 104 ani, am trăit unul 101 ani, iar lui Neacu Stică Dincef îi dorim să depășească recordul și noi promitem veteranii și cu primăria ca în fiecare an să-l sărbătorim până la 2000 și cât vrea dumnealui. I-a oferit o diplomă omagială care să amintească de plăjia și momentele grele din timpul războiului, cât a luptat pe front. Domnule Major! Domnule Major! Sunt colonelul Niga, președintele Asociației Veteranilor de Război. Veterane de război din județul, veterane de război din județul Suceava, vă doresc multă sănătate și la mulți ani, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 100 de ani, alături de cei dragi, să vă bucurați în continuare de sănătate, de iubire și să iubiți pe toți cei din jurul dumneavoastră. Vă rog să-mi permiteți să vă dau aceste flori și să rog pe... Aici avem o medalie care scrie 100. Vreți să o puneți dumneavoastră în piept? 100 de ani, asta înseamnă, să o păstrez la amintire. Amintire, da. Și aici aveți o diplomă și o medalie, iarăși o insignă centenară. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă bucurați de tot ce aveți mai scump și mai drag în viață. Ochii lăcrimați, Moșu Constantin Dincef a povestit că nu se aștepta să trăiască atât de mult și a enumerat toate bolile pe care acesta le-a învins. Probabil că dat din pisor, o zisul rus, care vorbea puțin românești, că a mișcat și Moșu Hățat. Nu mai închin și nu în acaz. În țară am urșit, unii s-au întâmplat, unii m-au dat și am trăit și azi. Am ajuns, că nu am ajuns niciodată ca să ajung anii. Pentru nimic în lume. Ce să-mi spui și mi-a spus, că am fost bolnav de ochi, am fost bolnav de trup, zlovate, până Dumnezeu să-ți scapă din tăți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani, cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani, să-i